Bine ați revenit la cursuri. În al doilea curs de aplicații la curentul electric, vă voi prezenta două metode de transformare a unui circuit complex într-unul mai simplu, ceea ce înseamnă că acest curs de aplicații vă poate ajuta foarte mult la rezolvarea problemelor în care apar circuite un pic mai complexe. De pildă, următoarea problemă din seria problemelor rezolvate va fi despre puntea Wheatstone și rezolvarea o voi face folosind și metodele pe care vi le arăt azi. Cele două metode despre care voi vorbi sunt transformările stea-triunghi, respectiv triunghi-stea, și teorema lui Thevenin. Să vorbim întâi despre montajele triunghi-stea. Le puteți vedea în aceste două desene. Ele conțin câte trei rezistori și puteți acum înțelege de ce în literatura de specialitate în limba engleză ele sunt numite montaj delta, respectiv montaj Y, pentru că seamănă cu cele două litere grecești. Trebuie observat că ambele montaje au câte trei borne, astfel încât le putem substitui reciproc în funcție de necesități. Putem astfel, după cum veți vedea, înlocui o porțiune de circuit cu un circuit echivalent, adică un circuit care are aceeași rezistență echivalentă, obținând în acest fel circuite mai ușor de rezolvat. Dar pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de formule de calcul a rezistențelor din montajele echivalente. În acest desen puteți vedea cele două montaje suprapuse. Dacă vrem să substituim montajul triunghi cu un montaj stea, atunci avem următoarele formule. R1 este egal cu RA înmulțit cu RB supra RA plus RB plus RC. R2 este egal cu RA înmulțit cu RC supra RA plus RB plus RC, iar R3 este RB înmulțit cu RC supra RA plus RB plus RC. Sunt sigur că puteți observa care e metoda de a memora cele trei formule fără să vă atrag eu atenția asupra acestui lucru. Dacă vrem să facem substituția inversă, adică să substituim montajul stea cu un montaj triunghi, atunci avem următoarele relații. R indice A este egal cu R1 plus R2 plus R1 înmulțit cu R2 supra R3. R indice B este R1 plus R3 plus R1 înmulțit cu R3 supra R2, iar R indice C este R2 plus R3 plus R2 înmulțit cu R3 supra R1. Și din nou cred că observați care e metoda de a reține cele trei relații. Vă recomand să notați aceste relații. Și acum să vedem cum putem folosi aceste transformări din triunghi în stea sau din stea în triunghi la rezolvarea problemelor. Să presupunem că avem un circuit în care undeva se găsește acest grup alcătuit din trei rezistori. Rezistorii sunt legați în configurație stea. Puteți să comparați grupul despre care v-am vorbit cu reprezentarea tipică a unui montaj stea. Așa că putem să facem o transformare din stea în triunghi. Începem prin a adăuga rezistențele care formează triunghiul, și anume RA, RB și RC. Acum nu ne rămâne decât să folosim relațiile de calcul pe care vi le-am arătat pentru a calcula valorile rezistențelor din triunghi RA, RB,
respectiv RC. Apoi putem elimina rezistențele inițiale și ajungem la acest montaj, care se poate desena mai frumos așa și care este evident echivalent cu acest montaj. Și înseamnă că putem înlocui porțiunea de circuit de la care am plecat cu cea în care tocmai am calculat valorile rezistorilor. Și cele două porțiuni de circuit sunt echivalente, deoarece au aceeași rezistență echivalentă. Putem, evident, să facem și transformarea inversă, adică pornind de la un set de trei rezistori legați în triunghi, putem găsi un set echivalent de trei rezistori legați în stea. Parcurgem drumul invers. Desenăm întâi circuitul ca să vedem triunghiul, apoi adăugăm rezistențele legate în stea, calculăm valorile acestor rezistențe cu formulele pe care vi le-am dat și apoi nu ne rămâne decât să eliminăm din montaj rezistențele inițiale. Acum s-ar putea să vă întrebați, dar ce rost au aceste transformări? N-a scăzut numărul rezistențelor, avem tot trei. Circuitul n-a devenit mai simplu. Este adevărat. Dar în funcție de ce se mai găsește în restul circuitului, folosirea unui montaj în locul celuilalt poate ușura găsirea rezistenței echivalente pentru întregul circuit, după cum veți vedea în materialele din seria problemelor rezolvate. Și acum să vedem cum putem folosi teorema lui Thevenin. Întâi, ce spune această teoremă? Ea spune următoarele. Orice circuit liniar care conține doar surse și rezistori poate fi înlocuit cu un circuit echivalent mai simplu, în care se găsesc o sursă de tensiune și un rezistor legat în serie cu sursa de tensiune. Am folosit expresiile circuit liniar și sursă de tensiune, așa că sunt dator să explic ce înseamnă fiecare. Un circuit este liniar dacă valorile care definesc componentele lui, de pildă în cazul rezistorilor, rezistențele, nu se schimbă atunci când se schimbă tensiunile și intensitățile din circuit. Deci nu depind de tensiunile și intensitățile curenților din circuit. Iar o sursă de tensiune este o sursă la bordele căreia avem aceeași tensiune tot timpul. Avem o tensiune constantă, indiferent cât este intensitatea curentului care trece prin sursă. Adică este echivalentul unei surse ideale fără rezistență internă. Practic, teorema lui Thevenin spune că dacă avem o cutie neagră cu două borne legate la un circuit liniar care se găsește în cutie, putem înlocui tot ce se găsește în cutia neagră, tot circuitul din interiorul ei, cu un circuit echivalent mai simplu, alcătuit dintr-o sursă de tensiune și un rezistor în serie cu ea. Voi numi aceste elemente ale circuitului echivalent tensiune Thevenin, U indice TH, și respectiv rezistență Thevenin, R indice TH. De fapt, lucrurile se pot simplifica și mai mult. Putem spune că înlocuim tot ceea ce se găsește în cutia neagră cu o sursă reală care are tensiunea electromotoare E egală cu tensiunea Thevenin și rezistența internă egală cu rezistența Thevenin. Dar întrebarea este, evident, cum găsim tensiunea Thevenin, respectiv rezistența Thevenin. Aceste două valori pot fi găsite foarte ușor prin măsurare, dar uneori destul de greu prin calcul. Cum găsim valorile? Prin măsurare. Tensiunea Thevenin nu este altceva decât tensiunea pe care o măsoară un voltmetru ideal, adică un voltmetru cu rezistența infinită, conectat la bornele cutiei negre. Adică este echivalentul tensiunii electromotoare a unei surse reale. Putem deci măsura tensiunea Thevenin conectând un voltmetru ideal la bornele cutiei negre. Pentru a găsi rezistența Thevenin, conectăm la bornele cutiei negre un ampermetru ideal. Și pentru că un ampermetru ideal are rezistența egală cu 0, de fapt,
În acest fel, producem un scurt circuit între cele două borne și amperometrul va măsura, de fapt, curentul de scurt circuit al cutiei negre. Să-l notăm I indice SC. Iar rezistența TVN va fi raportul dintre tensiunea TVN și curentul de scurt circuit. Deci tensiunea TVN împărțită la curentul de scurt circuit ne dă rezistența TVN. Și în acest fel putem să găsim prin măsurare atât tensiunea TVN cât și rezistența TVN, avem nevoie doar de un voltmetru ideal și de un ampermetru ideal. Să vedem un exemplu. Să presupunem că atunci când conectăm un voltmetru ideal la bornele cutiei negre, el ne arată tensiunea de 50 de volți. Atunci, tensiunea TVN este 50 de volți. Dacă conectăm un ampermetru ideal la bornele cutiei negre, să spunem că el ne arată un curent de scurt circuit, I indice FC, egal cu 10 amperi. Atunci, rezistența TVN pentru circuitul nostru va fi raportul dintre tensiunea TVN și curentul de scurt circuit. Adică 50 pe 10, rezistența TVN va fi 5 ohmi în acest caz. Așa că TVN ne spune că putem înlocui toată cutia neagră cu o sursă de tensiune care are tensiunea 50 de volți și un rezistor legat în serie cu această sursă care are rezistența de 5 ohmi. Sau ne spune că putem înlocui cutia neagră cu o sursă reală care are tensiunea electromotoare 50 de volți și rezistența internă de 5 ohmi. Dar noi nu vrem să măsurăm tensiunea TVN și rezistența TVN. Noi vrem să le calculăm. Pentru asta trebuie să știm două lucruri. Întâi, trebuie să știm cum arată circuitul din cutia neagră. Trebuie să vedem schema circuitului din cutia neagră. Și a doilea lucru este dat de legile lui Kirchhoff. Să vedem un exemplu. Să presupunem că tot ceea ce vedeți pe tablă e o parte dintr-un circuit mai mare, un circuit complex. Și vreau să înlocuiesc tot ceea ce se vede cu o sursă care are tensiunea electromotoare E mare și rezistența internă R mic. Sau, ca să folosesc termenii consacrați, vreau să găsesc tensiunea TVN și rezistența TVN pentru această porțiune din circuitul mai mare. Dar, atenție, tensiunea TVN și rezistența TVN depind de poziția bornelor, adică depind de unde este legată această parte din circuit de restul circuitului. Dacă legătura este aici, voi avea o anumită tensiune TVN și un anumit rezistor TVN. Dacă aici este legat de restul circuitului, voi avea o altă pereche, tensiune TVN, rezistență TVN și așa mai departe. Așa că trebuie să avem grijă să punem bornele acolo unde porțiunea noastră de circuit este legată de restul circuitului. Să presupunem că aici este legat circuitul nostru de restul circuitului și atunci aici avem bornele A și B. Și din acest moment ne gândim la acest circuit separat de restul circuitului. De acum încolo ne gândim că circuitul nostru se termină aici. Ceea ce înseamnă că nu am curent spre cele două borne. Și acum vrem să găsim tensiunea TVN și rezistența TVN. Pentru asta trebuie să calculăm ce ar arăta un voltmetru ideal conectat între bornele A și B. Un voltmetru ideal conectat între bornele A și B ar arăta tensiunea pe rezistorul R2.
Iar tensiunea pe rezistorul R2 este produsul dintre intensitatea curentului prin R2 și R2. Să zicem că această intensitate este I2. Și aici intervin legile lui Kirchhoff. Ca să găsim tensiunea TVN, care este tensiunea pe rezistorul R2, adică I2 înmulțit cu R2, trebuie să găsim intensitatea I2. Și pentru asta folosim legile lui Kirchhoff. Să notăm și celelalte intensități. Avem aici intensitatea I1, aici intensitatea I3 și avem două noduri. Nodul M, să zicem, și nodul N. Deci vom putea scrie o singură ecuație pentru noduri. Atenție, așa cum am mai spus, aici și aici, nu avem noduri, pentru că acum circuitul nostru se termină aici. Ne gândim doar la această parte din circuitul mare. Și atunci, pentru nodul M, avem relația I1 minus I2 minus I3 egal cu 0. Acum, pentru cele două ochiuri, să ne alegem câte un sens de parcurgere. Și avem pentru ochiul din stânga I1 înmulțit cu R mic 1 plus I1 înmulțit cu R mare 1 și plus I3 înmulțit cu R3 egal cu E1. Și ecuația pentru ochiul din dreapta, I2 înmulțit cu R mic 2 plus I2 înmulțit cu R mare 2 și minus I3 înmulțit cu R mare 3 egal cu E2. Și avem un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Pe noi ne interesează I2. Și după ce rezolvăm ecuațiile, găsim valoarea pentru I2, putem calcula tensiunea TVN, produsul dintre I2 și R mare 2. Ca să calculăm rezistența TVN, trebuie să știm ce ar arăta un ampermetru ideal conectat la bornele AB. Un ampermetru ideal conectat la bornele AB ar scurt-circuita rezistorul R2. N-am mai avea tensiune la bornele lui R2, n-ar mai trece curent prin R2, înseamnă că putem să spunem că nu mai există R2 în circuitul nostru. Avem, în schimb, aici un conductor și curentul I2 acum trece prin acest conductor, dar el nu mai are valoarea I2. Are o altă valoare, așa că îi spunem I2'. Are altă valoare pentru că s-a schimbat circuitul. De fapt, și ceilalți curenți vor avea alte valori. Și atunci, pentru nodul M, ecuația este acum I1' minus I2' minus I3' este egal cu 0. Pentru ochiul din stânga, ecuația rămâne aceeași pentru că nu s-a schimbat nimic la ochiul din stânga, dar intensitățile le vom nota cu prim, indice prim. Deci voi avea I1' înmulțit cu R mic 1 plus I1' înmulțit cu R mare 1 plus I3' înmulțit cu R mare 3 egal cu E1 și ultima ecuație se schimbă în sensul că a dispărut acest termen. Nu mai există rezistorul R2. Și atunci am I2' înmulțit cu R mic 2 minus I3' înmulțit cu R3 egal cu E2. Și am din nou un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Pot să-l calculez pe I2' și acel I2' este curentul de scurt circuit. Și atunci rezistența TVN va fi raportul dintre tensiunea TVN, adică I2R2, supra curentul de scurt circuit, care este I2'. Și acum cunoaștem atât
tensiunea TVN, cât și rezistența TVN, putem să înlocuim tot acest circuit cu un circuit în care am doar o sursă de tensiune și un rezistor. Și în felul ăsta, circuitul tot, circuitul cel mare, se simplifică și va fi mai ușor de rezolvat. În concluzie, folosind teorema lui Thevenin, putem înlocui un circuit oricât de complex, cu condiția să conțină doar rezistori și surse, cu o sursă de tensiune și un rezistor legat în serie cu această sursă de tensiune. Și în acest fel, comportarea unor circuite complexe poate fi modelată prin comportarea unor circuite mult mai simple. Cum se realizează practic acest lucru în diferite cazuri, veți vedea în seria problemelor rezolvate. De pildă, așa cum v-am spus la începutul acestui material, în următorul material de rezolvări de probleme, vă voi arăta trei metode prin care puteți calcula rezistența echivalentă a unei punți Wheatstone. Voi rezolva o astfel de punte folosind legile lui Kirchhoff, folosind montajele stea triunghi și folosind teorema lui Thevenin. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!